Timp de cel puțin 5 ore, duminică 20 martie, evenimentele prilejuite de Duminica Ortodoxiei au blocat traficul rutier pe bulevardul Roman Mușat, așa că fiecare a parcat pe unde a apucat. La terminarea evenimentului religios, lângă mașina unor preoți înmatriculată în județul Iași, se găsea un agent de la poliția rutieră, gata să aplice o contravenție șoferului care parcase mașina în stația de microbuze de lângă hotelul Roman. Indisciplinații șoferi îmbrăcați în haină preoțească s-au ales doar cu admonestare verbală. De unde se vede faptul că greșelile pământești sunt iertate nu numai de oamenii îmbrăcați în sutane, ci și de cei îmbrăcați în haine de polițiști de la circulație. De unde și morala întâmplării, inspirată dintr-o fabulă a lui Grigore Alexandrescu, noi vrem egalitate, dar nu între căței.